Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și pe conturile noastre de Facebook, TikTok și YouTube. În timp ce PSD și PNL își fac planuri de guvernare împreună pentru cel puțin încă un ciclu electoral, populația României pare să devină din ce în ce mai atrasă potrivit sondajelor de un discurs naționalist, suveranist, eurosceptic, în cel mai bun caz prudent, dacă nu chiar critic, față de Ucraina. Un discurs care nu e doar apanajul unei așa-numite formațiuni extremiste, ci unul pe care îl împrumută tot mai des, în diverse grade, cu anumite nuanțe, chiar și partidele aflate la putere. E disperare, e lipsă de idei, e un calcul bine pus la punct, asumat, e improvizație. Despre ce fel de lideri avem și ce politici publice propun pe măsură ce tensiunile sociale cresc, discutăm astăzi cu profesorul de științe politice Alexandru Gusi. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor! Bine, v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Planul partidelor PSD și PNL denotă că ele mizează pe. Menținerea unui status quo de ansamblu, să zicem așa. Deci, pe pasivitatea sau dezinteresul sau resemnarea uh, populației cu sau fără niște procente în plus la aur. E, după dumneavoastră, corect pariul sau ne aflăm în punctul de inflexiune în care societatea să spună nu, societ... paradigma asta nu mai poate uh, continua, vrem, vrem altceva, vrem să livrați altceva? Aici se pun două probleme. Ce se întâmplă în societate și problema ce se întâmplă în interiorul elitei politice și în fiecare dintre aceste partide. Trebuie să vedem faptul că, din punctul de vedere al partidelor, o să încep în ordinea asta, momentul electoral e un moment de ecvazi panică. Explicațiile lor, capacitatea lor de a mobiliza, capacitatea lor de a produce un discurs despre binele comun este foarte limitată. S-a văzut asta în alegerile precedente. Sunt, deci, într-un fel de dezinteres față de societate între alegeri, dar când se apropie momentul electoral, intră în această trepidație. Și, din punctul ăsta de vedere, strategiile pentru fiecare din partidele importante din actuala coaliție, PSD și PNL, sunt foarte complicate. Deci, sigur că noi plecăm de la această premiză despre care se vorbește mult acum, ideea de a continua spuneți status quo de a merge lucrurile dincolo de alegerile următoare ca și cum alegerile n-ar fi avut loc. Un pic cum s-a întâmplat după 2019, să ne amintim, de exemplu, aceste alegeri Prezidențiale care aproape că n-au avut loc, n-a fost campanie, a fost ceva destul de ciudat. Ei bine, acum suntem după 10 ani, o să fim după 10 ani de Claus Iohannis, după un ciclu politic extrem de complicat, cu multe crize, cu, în care orice fel de guvern ar fi avut mari dificultăți să gestioneze lucrurile. Deci, în fața acestei complexități, eu cred, dacă mă întrebați acum, că partidele nu sunt deloc pregătite ele însele și atunci acest discurs pentru o viitoare alianță nu face decât să amâne concurența între ele Sigur, ea se exprimă încă, dar această concurență se va exprima mult mai contundent în, probabil, să nu spun lunile, dar semestrele care urmează după dumneavoastră, concurența asta nu se manifestă încă pentru că sunt în pană de idei sau nu se manifestă pentru că nu e strategic, să zicem, să, să faci asta acum? No, ea se manifestă, dar nu se manifestă foarte evident. Ea se, se vede și în interiorul partidelor de exemplu. Mă refer la de substanță, plenilor. nu la înțepături la adresa lui Câciu de-o parte și la Popescu de la Energie de partea cealaltă, mai degrabă. De substanță, guvernează împreună cele două partide. Deci, e clar că la acest nivel nu veți avea o divergență. În plus, să nu uităm că sunt partide care, sigur, în componențe cumva diferite, dar, pe fond, au fost în alianțe începând de prin 2007. Deci, deja. E vorba de uh, o formă de socializare, de sunt elitele, buni oameni trec dintr-o parte în alta în mod natural, uh, practic nu schimbă discursul, e foarte greu să uh, pui o, uh, o frontieră foarte clară între cele două partide, chiar dacă, per total, evident că au electorate diferite. Au personalități diferite, dar în acest raport cu societatea, cum ați spus și dumneavoastră la început, se bazează pe un electorat minoritar, fiecare dintre ele, pe fond. Nimeni nu e cu adevărat, nu are această vocație de a fi majoritar. E, și aceste două electorate minoritare fiind. Totuși sunt susțin un fel de sistem politic. Ele asumă acest tip de electorat, asumă, legitimează sistemul acesta politic care există acum. Și o majoritate de fapt e foarte nemulțumită, însă e pasivă, nu, nu este articulată. Deci din punctul acesta de vedere, calculul de care vorbiți, da, se poate poate fi logic. Calculul în care această mică minoritate participă la alegeri și, din inerție, cumva acceptă actualele partide, dar de ce le acceptă? Pentru că consideră că alternativele sunt fie periculoase, fie mai proaste, etc. Și aici ajungem la Pericolul Aur, de exemplu, sau pentru ce, 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 pentru alții, Pericolul USR. Deci, avem aici mai degrabă discursul negativ care, și nu e o noutate, dar e evident esențial asta, discursul negativ față de restul spectrului politic, care e singurul care mobilizează aceste 30-40% dintre oameni care participă la vot și susțin actuala, actualele mari partide. Să le luăm un pic pe rând în ordine inversă cumva. Pericolul USR, dacă vreți. Pericol, sigur, însemnând pentru adversarii politici, nu o creștere a USR și un proiect foarte articulat al acestora. Da, există, există premizele pentru așa ceva. USR pare anesteziată de ceva timp. Da, USR e în fața unei sfârșitului unui ciclu, ar trebui să fie principalul partid de alternanță dar vocea lui nu se aude nu aș putea fi extrem de critic și să spun că nu sunt nici ei deschiși către societate dar acum privind spațiul mediatic nu aș fi așa critic pentru că văd măsura în care anumite lucruri pe care le fac sau le spun nu ajung mai departe de exemplu, o serie întreagă de discursuri, discursul lui Cătălin Drulă recent, acum două zile, dacă nu mă înșel, de la Cluj, care accentua pe această dimensiune a unui regim al specialilor, spunea domnia sa. Sigur, ei au o linie foarte directă împotriva influenței serviciilor secrete în politică și acesta este un, un, nou clivaj de fapt care apare sunt multe voci care merg în direcția aceasta e o realitate a unei forme de militarizare a regimului politic prin diverse personaje care sunt apropiate și care sunt extrem de multe și care sunt apropiate de diverse servicii secrete și acest tip de discurs, nu eu nu văd că se aude cu adevărat, adică mi se pare că există o formă de marginalizare mediatică a unui discurs care e important, despre care ar trebui vorbit controlul civil asupra serviciilor militarizate ar fi un element extrem de important în viitoarea campanie electorală. Eu cred că va deveni un subiect important, dar când văd că cum usr este pe acest subiect relativ marginalizat, mediatic, îmi zic că problema nu e numai a sistemului politic și a celor două partide de care am vorbit, ci mai larg a sistemului politico-mediatic. Cât de, în ce măsură poate fi probată teoria asta, despre care sigur dacă lucrezi în presă sau dacă acorzi o atenție specială subiectului, poți să tragi niște concluzii legate de influența serviciilor și promovarea, prin intermediul serviciilor, a unor politicieni sau a unor șefi de instituții sau companii publice. Dar dacă nu ești familiarizat cu subiectul ăsta, în ce măsură lucrurile astea pot avea impact la un public larg care zice poate fi așa sau poate nu fi așa? De unde știu eu? Putem să dăm foarte multe exemple de personaje despre care s-a scris, documentat, că au ajuns în anumite funcții, în urma unor studii, anume făcute la anumite uh, instituții patronate de serviciile secrete și așa mai departe. E asta ceva de impact pentru public sau stă pe margine, se uită ca la un spectacol și zice nu-i spectacol, nu-i treaba mea? problematica nu e nouă, dar acum eu cred că s-a ajuns la un nivel de saturație. Sunt eu o masă critică care se adună. Au fost prea multe cazuri, aceste cazuri de plagiate sunt legate, de exemplu, de niște rețele. Atenție, rețele nu sunt neapărat în servicii, ci e vorba de un tip de rețele transpartizane, inclusiv economice, care au o influență mediatică majoritară în România și care au o dimensiune. Ați vorbit de, puțin de naționalism la început. Dimensiunea asta, naționalist, cumva subti, aparent subtilă, care se vede acum în raportul cu, în războiul, față de războiul din Ucraina și față de o mare atenție să nu cumva să fim prea ucraino-entuziaști. Eu aici aș pune, nici măcar nu e vorba de, de o sensibilitate radicală, nu? sau chiar antioccidentală radicală, nu. E vorba de un joc, de această ambiguitate strategică care este în ADN-ul sistemului nostru instituțional și care, din păcate, în momentul de față, a devenit parte din discursul dominant și al oamenilor politici și al sistemului mediatic. Adică de la ceva ce era cumva așa în surdină, a devenit în prim plan. Deci, în măsura în care lucruri despre care se vorbea relativ puțin, deși toată lumea știa că ele există, sunt în spațiu public vizibile, eu cred că ele vor avea un, vor fi un, element, de, vor avea un element de cristalizare politic și USR-ul a văzut această resursă. Eu am luat ca exemplu de subiect în care cineva vine și are niște, mă refeream la președintele USR, Cătălin Drulă, are niște poziții extrem de contondente, radicale, nu știu, mi-aduce aminte de Traian Băsescu la, pe vremea când era proaspăt președinte de partid, dar în acea vreme totul sistemul mediatic chiar dacă era mai controlat de fapt era erau mai puține canale mass-media etc totuși impactul asupra publicului era mai mare. Acum există această iluzie că prin rețelele sociale se ajunge la oameni. Se ajunge parțial, dar nu destul cât să-i scoți din casă să te votezi. Și în plus știm că până la urmă nu, dacă ceva nu e la televizor, nu e cu adevărat important, avem încă această prejudecată. Pe rețelele sociale sau pe net se scriu multe, dar le validăm la talk show-urile de seară, nu? cu greii cu veteranii media și din politică, pe de altă parte, da? Dar, așa cu, cu paranteză. Nu, dar cum spuneți, mai iertați, continui paranteza subliniind faptul că este, cum spuneți, o iluzie, pentru că, pe fond, spațiul public a devenit mult mai complex, însă, iluzia în politică duce la efecte, efecti, duce la la acțiuni din partea unor oameni sau la inacțiuni și ajungem la pasivitate. Dacă oamenii simt că această iluzie de spațiu public îi împinge către pasivitate sau către non-alternativă, nu vor vota. Bun. Celălalt pericol, domnule profesor Gusi, și în același timp alternativa. Aur. Partidul care pare să beneficieze de pe urma neîmplinirilor celor de la guvernare. A ajuns, mă rog, potrivit unor sondaje, al doilea partid al țării și e foarte posibil ca această tendință să fie confirmată nu? Până la, până la alegeri. Asta înseamnă ce, exact? Că lucrurile astea, nu știu, că, că, că se regăsește tot mai mult lumea acolo, că e pur și simplu un semnal de obidă față de partidele mainstream de la putere. Despre ce e vorba? Uh... Am spus pericol, dar eu aș pune ghilimele. De ce? Pentru că mi se și prezintă acest aur ca fiind un pericol. În foarte multe din expresiile sale e caricatural. Parcă dorește să, să se spună despre el că este extremist, etc. Deci, pentru mine, ca politolog, acest obiect politic numit numit aur este ceva extrem de ciudat care a apărut, era sub radar total în momentul când a intrat în alegeri. Eu nu pot să cred că într-un regim politic, să zicem, să zicem regimul Iohannis, astfel de obiecte politice pot sta sub radar dacă nu răspund unei cereri instituționale. Deci, din păcate, trebuie să spun că din punctul meu de vedere, nu-l văd ca un Partid banal, mi se pare ca un partid care a venit să aibă de la început un anumit rol. Uh, Hai să-i zicem o creație relativ... de laborator, așa, simplificând, îmi asum eu formula Da, E zi, bine zi, că vă asumați, dar să știți că asta am scris și eu atunci când când a apărut și când primul său gest a fost să anunțe că vrea să-l suspende pe Iohannis Era un bun gest pentru mine, un bun semn că nu vrea să fie legat de fapt de de această zonă și până la urmă efectul lui e evident de a face actuala alianță mai respectabilă acum și în viitor. Adică dacă aur va câștiga alegerile europarlamentare, de exemplu, mulți ar spune bun că o alianță PNL-PSD ar putea fi acceptabilă, etc. în fața extremismului. Eu cred că acest joc e un joc extrem de periculos și Sper că nu se întâmplă sau sper că nu, nu va ieși așa, dar e clar că unii gândesc în acești termeni tot spectrul acesta eurosceptic este un spectru care, un, un spectru care istoric era mai degrabă pentru PSD și eu cred că adevăratul câștigător până la urmă va fi PSD-ul din aceste oamenii răspund pentru că sunt foarte supărați, le scade puterea de cumpărare, etc. Deci ei spun că votează cu aur, neștiind ce aur ci pur și simplu pentru că e partidul de protest, votul de protest, nu știm dacă va deveni vot de protest, dar în sodaje aleg zona cea mai critică cu actualul establishment. A, și, a, și aici apare întrebarea dacă totuși aceste procente destul de însemnate adunate în dreptul lor nu reflectă mai mult decât o nervozitate. Adică dacă era pur și simplu un partid caricatural ridicol, menit să facă alianța PNL-PSD mai frecventabilă, împreună s-au separat, mă rog, cele două partide, atunci poate că scorul n-ar fi fost atât de mare. Eu mă întreb dacă la acest scor nu cumva cetățenii României, unii dintre ei, nu își pun reale speranțe sau nu pe fond nu rezonează cu ceea ce propune aur, oricât de ridicol li s-ar părea unora sau altora. Da, atenție, să nu spunem scor, E vorba de niște sondaje într un context în care tot universul, ca să zic așa, conspiră în favoarea unor teme de tip aur și a zice că principalul element este incapacitatea actualei puteri de a-și explica propriei poziții. În particular, în relația cu războiul din Ucraina, cu faptul că, totuși, există un pericol foarte mare pentru România și acest pericol, să nu spun existențial, dar oricum un, un pericol care, efectiv, atinge copiii noștri care ar putea fi chemați la armată. De ce nu sunt chemați și nu vin în față? De ce? Pentru că sunt niște ucraineni care mor ei în locul nostru. Și acest lucru extrem de

Nu este explicat de la cel mai înalt nivel, este, nu numai că nu este explicat, e câteodată explicat ajungându-se la această falsă idee a unor propagande, propagandă pro-Ucraina sau propagandă pro-Rusia, când, de fapt, ce ne interesează pe noi este faptul că e interesul României și nu e vorba de o propagandă pro-Ucraina, ci e faptul de, de, de minim bun simț că România este desemnată ca adversar, direct de către Rusia și că trebuie să se apere. Noi nu suntem capabili nici măcar la nivel mediatic să ne apărăm. Întrebare vorba... la alt nivel, dacă vom putea. Da, fie vorba între noi, nici puterile occidentale n-au un trecut prea curat și prea coerent în materie de chestiuni de genul ăsta și probabil că alimentează și suspiciunile unor cetățeni care nu sunt neapărat simpatizanți aur sau a extremismului, ci au niște filtre critice și care spun, stați puțin că ați mai făcut manevre de genul ăsta, să nu ne hiperentuziasmăm, să nu ne hipermobilizăm și așa mai departe, pentru că s-a dovedit la masa verde, pe urmă se împart lucrurile, sau ce părea o invazie legitimă, nu știu, a Iracului s-a dovedit a nu fi așa și așa mai departe. Adică s-ar putea ca aici să avem un mozaic întreg de, de percepții care ne fac să fim mai sceptici Privind genul ăsta de mobilizare Fără să anuleze ceea ce a spus dumneavoastră Bineînțeles mai devreme V-aș contrazice rolul aici că... În momentul ăsta pe care îl are nu, Ucraina Noi nu ne permitem să fim sceptici Noi nu ne permitem E un fel de fals spirit critic E, e de fapt o impostură noi suntem în joc și avem un adversar clar. Nu mai avem ce discuta despre acest trecut din care facem și noi parte. A spus, de exemplu, războiului din Irak. Da, dar, cum să spun, dacă citiți, de exemplu, în presa americană discuția despre războiul din Irak, de mult este închis în sensul că erorile făcute au fost mestecate, s-a discutat despre ele. Noi în România ar trebui să vedem erorile noastre, să trecem peste ele și avem atâtea în propriul nostru trecut recent și să conștientizăm faptul că din Occident acum noi suntem parte și că în, în sensul ăsta suntem desemnați ca adversari și că nu ne permitem această ambiguitate strategică care ne costă în secunda asta. Iertați-mă că ați pomenit repetat de această ambiguitate strategică și pare cumva că e a noastră a cetățenilor, mie mi se pare că e mai degrabă a puterii sau poate și și, mă înșel, cum vedeți asta? Sondajele arată că este acum și acel și, uh, ultimul sondaj de pentru gefor Media, ne arată uh, niște cifre uh, cum să spun, unele dintre ele îngrijorătoare. Amintesc numai faptul că pentru ajutorul Ucrainei în arme și muniție, românii spun numai, da, numai în proporție de 32%. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu pot să zic decât că e o formă de orbire colectivă. E clar că este vorba de o populație care a fost expusă unor informații sau unor dezinformații. Nu pot să cred că aceasta este cultura politică din România. De altfel, dacă vă uitați la alte tipuri de sondaje, raportul față de Europa, etc., există o majoritate destul de confortabilă, cam de două treimi, care sunt mai degrabă pro-europeni. Adică nu, nu vorbim aici de o societate antieuropeană, nu. Vorbim însă despre un context după COVID, cu, cu probleme ale sistemului mediatic. Și mai ales cu neîncredere în autoritățile publice. Deci, oamenii pur și simplu n-au încredere în ce se spune de la nivelul președinției, Parlamentului, Guvernului și atunci cred că inversul e real sau distanța lor față de problematica aceasta a războiului este explicată nu prin raportul față de război, ci prin nemulțumirea față de elita politică. Nemulțumirea e corectă, dar uh, raportul față de război este vazii inconștient și eu sper totuși că lucrurile se vor schimba apropiindu-ne de campanie electorală, de exemplu, în mod paradoxal, eu cred că această majoritate pro-europeană și pro-occidentală care încă există se va exprima mai articulat. Vă reamintesc, invitatul ediției este politologul Alexandru Gusi. Plecând de la discuția asta de cum ar vrea aceste partide, mă rog, să crească să zicem, aur, ca să devină ele și mai legitime și mai uh, frecventabile. Din jocul acesta pe care îl face PSD-ul, sau mă rog, pe care îl exprimă public PSD-ul privind tandemul în alegeri. Ce înțelegeți? Un tandem propus, pe urmă, aproape retrasă, ideea de ceola cu. Uh, a ce vă sună? Îmi sună testa, atestare, se încearcă o formă de testare pentru a vedea taberele din PNL, cam care sunt majoritățile și unde se poate îndrepta partidul. Asta e o explicație. Alta explicație este pregătirea unei forme de capcane, pentru că până cu cât ne apropiem mai mult de momentul alegerilor, o ruptură, o autonomizare a PNL-ului, fie față de actualul președinte, fie față de PSD, fie față de ambele, de fapt, pentru că probabil lucrurile sunt legate, tipul acesta de autonomizare devine mai improbabil. Ori, pentru PSD e foarte important să rămână cât de cât respectabil. Să nu uităm că a avut, după perioada Ponta, mai ales după perioada Dragnea, a avut momente, nu numai că în sondaj era foarte jos, dar imaginea sa era absolut dezastroasă, în contrast cu imaginea PNL și USR, de exemplu încet, încet acest contrast, mai ales cu pnl nu mai există. Toată lumea vorbește despre un fel de amalgam între PNL și noi am vorbit despre asta. Numai că vorbim despre asta, noi de fapt servim PSD-ului pentru că PSD-ul exact asta dorește. Să fie cât mai aproape de, de zona pnl pentru a prelua nu neapărat voturi, ci pentru a prelua o respectabilitate care evident nu e numai internă, ea e și externă. Bun, acum că vorbim deci, noi, nu înseamnă mare lucru. Problema e că și PNL-ul se comportă ca și cum ar fi într-adevăr o anexă, o balama sau, mă rog, un departament, dacă vreți, al PSD-ului. Sau hai să nu fim atât de duri, ca și cum această similitudine între partide e perfectă și există. Da, dar într-un fel de dialectică cu. Președintele Iohannis, care de multe ori vine și e polițistul bun și polițistul rău, vine și spune anumite lucruri care, nu, până la urmă, linia aceasta a PNL-ului este reprezentată chiar de Claus Iohannis. Deci, el încearcă să aparent să repare anumite oale sparte de către PNL. Deci, a spune că e o, și aici o ambiguitate. Da, pe care PNL-ul, iarăși mă întorc la acele momente, puncte de inflexiune, pe care PNL-ul când o să o repare ambiguitatea asta, când o să o abordeze, când o să o adreseze într-un fel din care să înțelegem ceva, în primul rând ei, mă rog. Nu cred că poate să dureze foarte mult, adică. Rotativa neapropii. e un, Așa zisa, rotativă, mă rog, rotația premierilor e un bun moment. Sunt multe semnale că această rotație se va amâna. Nu? Deci, în măsura în care se amână, va fi un bun moment. Dacă nu se amână, nu va fi momentul decisiv, pentru că e clar că ambele partide vor să rămână cât mai mult la guvernare, să nu fie o criză politică și vor amâna o eventuală criză, cred eu, până la începutul anului viitor. Deci, cred că lucrurile vor mai bălti ceva timp până când se vor lua niște decizii care pot fi radicale sau care pot fi un fel de joc din acesta de imagine în care, până la urmă, cetățenii îl privesc așa cu, cu delăsare. Cred că s-au plictisit de el, dar ocupă scena. Până acum PSD-ul aflat la guvernare s-a comportat ca și cum ar fi și în opoziție. Nu știu dacă va reuși, odată ce preia postul de premier, să mai facă același lucru cu același succes. Uh, ca să mă amuz un pic, aș spune că poate fi posibil, pentru că nimic nu împiedică pe Ciolacu să fie în fruntea guvernului și știu eu să găsească tot felul de motive pentru care a găsit niște lucruri acolo care nu merg uh, și așa mai departe. Dar PNL-ul, domnule profesor Gusi, va putea să facă același lucru pe care l-a făcut PSD-ul până acum? Adică odată ce nu mai are postul de premier să zică vă facem și noi la fel. Suntem la guvernare, beneficiem de ea, dar vă criticăm noi acum un an jumate. Nu va putea decât pe un timp foarte scurt, pentru că capacitatea lor de a influența mass media cred că e mult mai mică. Deci, ca să faci ce a făcut PSD-ul, trebuie să ai o influență remarcabilă la acest nivel pentru a nu da, să zicem, impostura pe față cu, cu forță. Chiar dacă, încă o dată, românii nu. De fapt, nu sunt păcăliți, propriu zis. Ei, chiar când zic că votează cu un partid sau altul, nu cred foarte mult în acel partid. Asta este și drama Dar îl preferă celorlalte partid. Bun. Acum, cumva întorcându-ne la ce discutam la început, pare că acest, această minoritate care iese sigur la vot, începe să se suprapună tot mai mult pe o așa zisă clientelă, dacă vreți, în special sectorul bugetar. Îmi pare rău că trebuie să fac constatarea asta, dar realmente este sectorul privilegiat al României, mare parte dintre el, poate nu chiar, chiar tot, dar având în vedere toate aceste privilegii, sporuri, salarii mari, concurența pe care o face sectorul de stat, mediului privat, la recrutare și așa mai departe, pare că ajunge ajuns sectorul privilegiat, Exact cel care va ieși la vot în semn de mulțumire pentru cele două partide care se comportă la fel, care în egală măsură au populat instituțiile statului cu proprii membrii de partid sau simpatizanți, care în egală măsură au oferit aceste uh, privilegii. Celorlalți, ce le rămâne? Ceilalți mai au afinități, știu eu, îi mai leagă ceva de aceste două partide mari? Cei din mediul privat, cei care nu se regăsesc în aceste. Clase privilegiate? Răspunsul e da, pentru că nu avem numai o dimensiune economică, ci avem și o dimensiune ideologică. Și aceste partide, ambele, au un discurs. Cam pentru toată lumea. Sunt partide care vor să răspundă și unora și altora, și pensionarilor, și angajaților, etc. Deci, și în plus, au această dimensiune. Am vorbit de o muzică naționalistă care merge foarte adânc în trecut și atunci sunt categorii. Vedem cum răspund cei peste 60 de ani la multe din întrebările pe care le-am amintit mai sus. Sunt cei mai puțini entuzias să ajute Ucraina, etc. Deci e o dimensiune aici care este exploatată. PNL-ul s-a convertit cumva la discursul naționalist de mult, să zicem, după 2012. Deci nu, nu e ceva nou. Sigur. PSD-ul e mai tare pe această dimensiune, dar nou cliva Sebastian Lăzăroi vorbea recent de clivajul acesta pro-contra-occidental. Acest clivaj în mod natural trece, era clivajul stânga-dreapta de ieri. Deci eu cred că dacă clivajul ăsta este, e puternic, la un moment dat o parte din PNL sau chiar PNL-ul se va converti, va înțelege că totuși majoritatea românilor sunt Pro-europeni, și că ce vedem la televizor, să zic așa, nu e reprezentativ pentru ce gândesc românii și speranțele lor. Ce poate zdruncina starea asta? Poate înflori o alianță politică, să zicem, din această frustrare că PNL-PSD, care au propria lor alianță, au confiscat țara? Din câte știu, există în jurul USR, FMP, Partidul Forța dreptei. Or, Forța dreptei. Există această încercare, nu sunt suficienți cu siguranță. Exemplu foarte de trecut al Convenției Democratice e semnificativ în ce sens? În sensul existenței unei infrastructuri civico-intelectuale care susținea o coaliție. nu e suficient și cumva și mai târziu, de exemplu, al alianța da PNL-PD a beneficiat de consecințele unei, unui raport privilegiat cu unele organizații civice care practic le-au făcut campanie etc. Deci partidele între ele, e o iluzie să creadă că vor putea mobiliza numai pe minimum de oameni pe care le au la nivel local. Ele trebuie să se deschide către societate și dacă o vor face și o vor face în mod inteligent, au o șansă și o șansă și a concurenței. Pentru că când PNL-ul vede că așa ceva prinde, mai degrabă, poate că, sau cel puțin o parte din ei, vor merge în direcția asta și nu vor accepta, accepta această capcană în care riscă să fie a unui uh, PSD uh, gvazi uh, partid stat, dar deocamdată nu putem spune că e partid stat, pentru că totuși președintele uh, e Iohannis și e fostul președinte PNL. Profesorul de științe politice Alexandru Gussi, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM